Să aruncăm o privire rapid prin meniurile astea. Nici nu știu cum să o iau. Hai să o luăm întâi cu mașinuța asta de aici. Deci la mașinuță avem așa shortcuts-uri către și aici o poveste mică. Putem să scoatem sunetul de depășire viteză. Dar e una dintre mașinile la care nu m-a deranjat pentru că tonul, mă rog, sunetul în sine este foarte plăcut și neintruziv. Deci nu este un sunet de alertă de ăsta, domne, cum se numește, roalert. V-am dat un roalert acum că ați depășit viteza. Nu. Este un sunet plăcut pe care îl conștientizezi. Deci e un aspect foarte important și vreau să apreciez treaba asta la aceste 3008. Adică te face atent că ai depășit viteza, dar nu te deranjează. Ceea ce la Renault, de exemplu, și numai la Renault și la alte mașini, pur și simplu mă scoteam din serie, și la Duster. Bun, funcții. La funcții aici, ia să vedem că avem mai multe chestiuni. Deci ăsta ce face? Ăsta nu face nimic, doar mărește chestia asta. Avem panoramic camera. Da, asta o să o filmăm separat, nu stăm acum ca să ne și mișcăm. Și vorbim atunci și de setările ei. Deci avem rear cross traffic alert cu info, ce face el. Da. Lane keeping assist cu info. Drive assist 2.0. Deci poți depăși. Scrie aici ce face, te ajută și la schimbarea de benzi și îți poate recomanda adaptarea vitezei în avans. Sistemul de frânare automată, care e normal obligatoriu de la un timp pe toate mașinile și Dacia l-are, și poți să setezi de aici sensibilitatea. În mod normal trebuie să o lăsăm pe mediu. Bun, ce mai avem aici? Controlul tracțiunii, care se poate dezactiva. Speed warning-ul ăsta. Unde? Important, că de asta spun. Și dacă îl activezi și dacă îl dezactivezi, la fiecare start al vehiculului, așa e norma. E obligatoriu să se pornească din nou. Speed limit change sound, ăsta e dezactivat. Traffic sign recognition, dacă îl vrem să fie sau nu. Și driver attention alert. Tutoriale, aici scanezi codul și, mă rog, e un fel de manual simplificat online. Ne ducem înapoi în home ăsta, unde aici avem navigația, pe laterale climatizarea, că așa e momentan setat. Telefon, sertar de aplicații Android Auto, setări. Pot să intru și în ele aici, că n-ar fi o problemă. Hai să vedem și ecranul ăsta. Aici la fel, dar redundant, din nou climatizarea, ADAS, help, ceas care poate să fie, din câte mi-amintesc eu, pot să-l fac și analog, am ținut minte bine, și setările lui, mă rog, vom ajunge oricum la ele, invariabil. Și în ecranul 2, hai să vedem la telefon aici, mă duce în Android Auto, nu e bine, dăm înapoi în Home. Mergem mai departe, Application Drawer. Ăsta e interesant pentru că avem ADAS-ul, unde iar am mers în ce eram, deci nu ne mai interesează. Avem comenzi pentru climă, care arată așa. Scaune și volan. Volanul încălzit, scaune încălzite și ventilate, scaune cu masaj foarte bun, dar cu anumite probleme, o să vi le spun imediat. Air quality îl vedeți aici și precondiționarea, am mai vorbit de aia. Revin la scaune. Ce nu-mi place la scaune este că gândirea e un pic invers decât logica, și anume, ca să activezi ventilația în scaune, apeși power ăsta. Spunem, o să fac la pasager acum, și el deja a pornit pe mare. Și dacă vrei pe mai mic, vedeți, da, că se diminuează
ca să-l oprești, îi dai din nou off. Deci nu pleacă pe mic și apoi să crești, pleacă pe mare și trebuie să scazi. Același lucru e valabil și la încălzirea în scaune. Ai pornit încălzirea în scaune, pleacă pe maxim și prin apăsare succesivă și închizi. Te obișnuiești, deci e modul Peugeot de a ne spune, domne, vrem noi să fim pe invers, diferiți. Mă întorc înapoi la application ăsta. Unde mai avem ce eram la climă, date și timp. Asta încercam să vă spun că nu mi s-a părut neapărat cel mai intuitiv sistem, dar în același timp nu e complicat de folosit. Energy, aici avem, cum se cheamă, modul de folosire a energiei. Am dat-o din nou în eco, că eu țin la range, vreau să-l păstrez. Un istoric cu consumurile, da, observați, super rezonabil, uitați-vă ce consumuri am avut, deci în ultimii 50 de kilometri, da. Usage, cine folosește, ia uitați-vă, 30% motor, 31% climă și 37% restul, bine, asta acum, în situația asta. Și mai avem un charging aici, unde putem să setăm un moment la care să înceapă încărcarea. Avem și limită de 80% dacă vrem, cu info ce face 80% ăsta, deși aici fiind baterie litiu NMC, aceeași structură pentru zi cu zi, e ideal să o încarci între 0 și 80%, mă rog, între 20 și 80% și numai la drumuri lungi să o încarci la 100%. Ce nu îmi place la mașină și e un aspect cu care sigur m-am confruntat încărcând-o de câteva ori, aș fi vrut ori de câte ori bag mașina la încărcat să-mi apară undeva fără, deci înțelegeți voi, am băgat mufa și să văd pe ecran se încarcă în atâta timp, are aceste, iar mi s-a oprit, are aceste genuri de chestiuni, dar de obicei fie ți le arată prea târziu, încât deja deschizi portiera, te bagi înăuntru, pui contactul să vezi, bă, nu mi-arăt și mie în cât timp să încarcă sau ce face și așa. Adică și aici se vede că n-au studiat suficient Tesla și pe cei care sunt cei mai tari în domeniul ăsta. Adică la Tesla când am băgat mufa în ea, în momentul ăla pe ecran îmi scrie, se încarcă cu atât, în atât, da? La revedere. Pa! Și știu chestia asta permanent, plus că văd pe aplicație tot ce vreau și nu, Tesla e în alt, e în alt univers momentan. Ne întoarcem înapoi unde eram. Android Auto îl sărim că nu ne interesează acum. Pardon, eram la Application Drawer. Deci la Application Drawer fusesem la Energy. Help-ul nu ne interesează, media, ia să vedem la media ce se întâmplă. Deci avem player sau ce sunt astea, da, mă rog, e conectat cu mașina și e posibil să nu ne arate chiar tot ce vrem noi, deci numai un moment, eram în application drawer, media, ce avem aici, radio, da, deci cam așa arată radiourile cu iconiță, cu ce vrei și desigur în funcție de ce ai conectat la ea, în momentul ăla înțelegi ce face. Nu stăm aici că nu are rost. Application drawer din nou. Navigație, eu tot fug de navigația asta, n-am ce să-i fac. Navigație interesantă, mai ales pentru că o poți pune și pe display-ul mare aici. Și cred că cel mai important este să decidăm cancel aici, end route. Este important faptul că pe lângă Android Auto, unde poți avea Waze, Google Maps, ai și navigație proprie, care este, o să vedem împreună,
destul de avansată. Să intrăm la setări. Clădiri 3D, range, chestii de evitat. Interesant aici, avem niște setări. Battery level at charging stop și battery level at destination. Adică la ce nivel să fie bateria când oprim pentru încărcare sau la ce nivel să fie bateria la destinație. Este foarte important când facem planificare de rute la electrică. Este clar, harta navigației este conectată cu rețelele. Nu știu dacă neapărat cu toate sau nu știu dacă neapărat cu punctele de la Peugeot. Vom vedea, o să vedem și noi, o să ne uităm. Ideea este că într-un fel ca la Tesla, da? Adică aici măcar au ținut cont. Îți spun, dacă faci traseul ăsta, trebuie să încarci acolo, acolo, acolo. Dar mai mult tu poți să îi spui, bun, dar eu nu vreau să ajung cu 7% cum e la Tesla. Că Tesla spune, oprești la Pitești, ai 7%, încarci 15 minute, după aia te duci la Vâlcea, la Vâlcea încarci atât, după aia te duci la Sibiu, încarci atât. Nu, poți să bypassezi treaba asta spunându-i tu, domnule, eu nu vreau să scad, nu știu, te dau de aici, vreau să fie 30%. Important e și chestia asta, deci variază între cât ar fi 5% și 30%, da? Variază aceste chestiuni. Dar când îți faci planificare, funcția asta o să-ți placă foarte mult, pentru că îți asigură o liniște sufletească. Dom'le, știu că orice s-ar întâmpla când mi-am făcut planificarea, dacă am ajuns la stația, nu știu, la Moldova 9, acolo am 16% din baterie, mă pot baza pe ei. Bun, sunete și alerte. Options, inclusiv camere fixe, mobile și așa mai departe. Zone de pericol și risc, setări vehicul. Charging adapter. Iarăși o setare care are legătură cu faptul că mașina este electrică. Îi spui navigației ce tip de conector ai tu la mașină, în așa fel încât ea să-ți dea ca opțiune de încărcare, opțiuni de încărcare compatibile cu mașina ta, că altfel degeaba tu, da? Deci aici le ai și alegi. Uite, ai Type 2, da? I-ai dat. E setat. Deci e foarte importantă și chestia asta. Nu să-ți dea navigația că tu ajungi la Tulcea, la o stație și când ajungi acolo, conectorul de acolo nu e compatibil cu mașina ta. Deci, interesant. Privacy and data, nu ne interesează foarte mult lucrurile astea. Aici nu avem nimic. Bun. Închidem ăsta. Repet, o să filmăm în mers. Îi dăm o adresă aici, drumul Pădurea Neagră, și vedem ce se întâmplă. Și o să vedeți mai multe lucruri acolo. Iar aici putem bifa sau debifa. Iată că și vede. Deci ce ne vede? NLX. Da? Uitați cum vede punctele de lângă noi în proximitate, da? Mall Plagi, e-charge, mă rog. Revin. O lăsăm navigația pentru mai târziu. Ok, Peugeot. Aici probabil că sunt niște comenzi, nu știu. Îi spui ce să facă. Cred că e mai simplu să facem altfel, să ne ducem în application drawer și să-i dăm la help aici. Și să vedem ce. Voice assistant, da? Asistentul vocal, ce știe el să facă? Uitați-vă, da? Deci cam ce funcție are. Legate de telefon. Da. Media. Radio. Pentru cine vrea să folosească, eu nu m-am obișnuit, am și eu comenzi vocale, am pe toate mașinile. Și nu, la Tesla folosesc doar ăla care îmi deschide torpedo, Open Glove Box. În rest nu folosesc, că nu e cazul, e de simplu de folosit mașina cât n-ai nevoie. Application Drawer. La fond ne duce din nou un Android Auto. Aici vreau să ajung la opțiuni de scaune, unde avem heating and ventilation, le-am mai văzut.
Masajul, ăsta e foarte important. De ce? Pentru că și pe ăsta îl activezi de aici. Ai 3 poziții, 1, 2, 3. Nu e foarte intuitiv, deși o să ziceți, mă, că e simplu. Nu e așa de simplu pe cât zicem noi. Și avem mai multe, deci avem, cum să numesc, lăbuță de pisică, valuri, întindere, lombar, umeri, șarpe, din lateral în lateral, fluture și astea sunt. Masajul important e prezent și la șofer și la pasager. Foarte bun, deci este, dacă, mă știți că eu nu sunt cu, eu sunt cu mașini simple, minimaliste, dar dacă ceva mi-ar plăcea la Tesla sa, masajul ăsta și ventilația în scaun. În condiții în care am pielea aia nenorocită de transpir și face ca toate alea. Bolster aici, ce face? E vorba de componentele astea de sprijin lateral pe care ți le poți strânge tu pe tine. Ele sunt legate și de modurile de condus. De exemplu, un Eco îți relaxează el automat chestiile alea. Dar dacă vrei să fie strâns pe tine, dai de aici cât să fie destrâns, da? Și îți strânge astea și la șofer și la pasager. Și la final setări, unde avem customization, ăsta l-am filmat și noaptea, profile. Nu mai stau să schimb profile, deci mă rog, aveți profile, hai să vedem ce setări sunt aici. Nu vreau să umblu la ele ca să nu-mi strice mie setările și îmi pierd prea mult timp. În fine, asta e... Se poate găsi pe internet, deci profile, customization, unde am filmat și noaptea. Deci, important, da? Display-ul de la șofer, display-ul central. Și avem niște posibilități de a umbla prin chestiile astea. Ce n-am înțeles eu exact? Este dacă poți opta pentru... Deci ăsta eram într-un ecran și aici pot să modific chestiile astea, bun, să zicem. Și acum dacă eu mă mut în alt ecran, ăsta, aici pot să fac chiar chestia asta sau nu? Ba da, pot să fac. Deci practic poți să-ți faci niște combinații din astea. Mă rog, cine are răbdare. Deci ai 4, cred că, sper că am înțeles bine, 4 ecrane cu posibilitățile astea de a configura, în timp ce la ecranul central ai 3 ecrane, 1, 2, 3, pe care ți le poți configura individual, mergând și la nivel de widget, da? Adică ștergi din astea, că ai delete aici, gen îl iei pe ăsta și nu știu cum se face, ia să vedem. Îl iau și dau delete, da? Și în momentul ăsta poți să-ți faci singur ce vrei și ți-a dat, o știu, de aici, widget-uri. Da? Bun. Ce era ăsta? Navigația. Să-l punem la loc. Deci navigația, da? Și l-am pus la loc. Adică am zis ca să înțelegeți ideea. Îi dăm save. Mai jos, screen color, am văzut că e tot timpul inactiv, ori nu știu eu ce să-i fac, ori e presetat. Culorile interiorului o să le vedeți noaptea, nu mai insistăm asupra lor. Animație exterior, animație interior, e vorba de cum reacționează ghearele de leu, mă rog, luminile la exterior și luminile la interior, când descui mașina, când te urci în ea, când cobori, când... Conectivitate cu Wi-Fi Networks Privacy, date de sistem, limbile disponibile și română. Aici
Mi-aș plăcut să avem un bec. Da, uite că nu-l avem. Dată și timp. Da, cu posibilitățile astea. Unități și reset. Brightness pentru cockpit și lumile de interior. Zona de setări audio pentru focalul ăsta. Optimizat pentru față, all passenger customizat, egalizatorul, setări pentru speaker și subwoofer, evident, având focal avem și subwoofer, resetare, setări audio, setări de radio. Și setări de volume diverse, da, deci voce, sistem, telefon, ringtone, sunete, my screen, smart touch. Nu știu ce face asta, dacă avem vreun, hai să-l punem să vedem dacă se aude ceva și my screen. Bun. Vehicul. Și aici avem Guide Me Home Lighting cu posibilități 15-30, 60 de secunde, să las 60. Bine, nu mai las 60 că duc mașina înapoi, nu mai trebuie. Adaptive Lighting. Aici vreau să remarc și faptul că foarte interesante lumini, o să vedeți noaptea. Am omis să vă spun, cred că am văzut și un sistem de tip cornering, adică Adaptive Lighting. Ăsta include și, deci la viteze mici când faci manevre de parcare, se aprinde ceva în dreapta și stânga, dacă ești cu volanul virat dreapta stânga. Și fază lungă automat, da? Nu mai e nimic altceva. Asistentul vocal. Update-uri. Deci și aici se pot face update-uri OTA, over the air, și servicii conectate, unde văd că n-avem nimic. Bun, ne ducem înapoi în home. Și unde eram în ecranul ăsta, da, la application drawer și setări, cred că terminasem, da? Pe urmă ce mai avem, Android Auto nu mai are rost, setările sunt tot astea, deci de asta spun că e gândită într-un fel interesant, dar cu toate astea nu are o neapărat o logică. Deci din ce văd aici, toate chestiunile astea pe care le am pe display-ul central și pe care vedeți că le pot accesa foarte simplu și pe display-ul central, pot să le am și pe bara de jos, da? Deci toate lucrurile astea le am și pe bara de jos, sub formă de scurtături. Bun. Ce vreau să vă mai arăt și consider că e important, mi se pare că Grip Control se numea sistemul ăla la Peugeot. Pot să mă uit în fișă exact, dar nu îmi place să pierd timpul. Ideea era că avem acest drive mode care ne permite eco, normal și sport, da, evident, știm ce face fiecare, nu mai discutăm. Suplimentar, în momentul în care intrăm într-unul din modurile astea, vedem că pe dreapta mai sunt niște opțiuni, și anume, hai să-i dăm de aici că poate așa rămâne, deci ăsta ar fi un grip control pentru conducerea pe nisip. Aici ar fi un grip control pentru conducerea, nu știu, zone stâncoase, presupun. În timp ce aici ar fi un grip control pentru zona de zăpadă, drumuri alunecoase, nu știu, noroi, presupun. Și mai avem și, după cum ați văzut, dar François s-a gândit că nu vrem să stăm foarte mult pe ecranul ăsta noi. Avem și un descent control, deci un control de un control al coborârii, să spunem, un HAC, HDC, cum vreți voi să spunem, are o denumire la toate celelalte mărci. Deci, în esență, cam, nu știu dacă am cuprins toate, dacă am ratat ceva, hai să nu-l lăsăm în snow pe ăsta totuși, să-l dăm în eco.
dacă am ratat ceva, data viitoare, poate o să mai avem un 3008 și cu altă motorizare, nu doar electrică. Ce cu bare, cu meniul ăsta de jos de scurtături, așa, el se numește iToggles și e configurabil, da? Cum se face chestia asta? Selectezi, de exemplu, cum suntem noi, selectăm treaba asta de aici, să zicem, meniul de mijloc, da? Nu știu dacă merge și Application Drawer, ia să vedem, îi punem Application Drawer aici. Și în momentul ăla, să zicem că vreau să schimb Navigate Home ăsta, ținem apăsat pe el și în momentul ăla mi-a luat chestiile astea de aici și pot să-i dau ceva, ce aș vrea să fie aici. Nu știu, de exemplu, energie la mai, se dăm ADAS, că ADAS parcă era, da? Și mi-a schimbat cu ADAS. Vreau să schimb, nu știu, deci ce se înțelege de aici? Că ce am afirmat mai devreme, că posibil să fie ordine aleatoare, nu este. E ordine aleatoare acum, dar ți-o poți schimba tu cum vrei. De exemplu, ziceam că aș vrea auto climate ăsta să-l am în altă parte. Cum, oare cum ar trebui să fac? Mă uit, mă gândesc. Mă duc la un meniu de climă, îl aveam pe undeva ăsta, da. Deci mă duc aici, unde am ăsta. Și în loc de navigație apăs ăsta. În momentul ăsta mi-apar asta de aici și vreau ăsta. Și mi l-a băgat aici, da? Adică să am o, înțelegeți, o ordine. De exemplu, nu vreau Android Auto acolo, vreau, mă duc în Android Auto. Unde l-am eu? Îl am pe undeva. Nu știu cum se face asta cu Android Auto, tot la Application Drawers, cred. Am Android Auto aici. Și pun, vreau un loc de ADAS, să pun Android Auto. Da? Foarte șmecher sistemul. Nu mă deranjează că mă lasă să mi le dublez, deci n-am nicio problemă cu asta. E important că pot să mi le fac eu cum prefer, da? Pentru că, de exemplu, mie mi-ar plăcea ca în ecranul ăsta prim de aici să am acces rapid la masajul în scaune. Ia să vedem cum se face chestia asta, deci cum am putea să facem, deci în Application Drawer. Și să avem seat options, da? Și în loc de fon, îmi iau acum seat options și le am aici. Și în momentul ăla conduc, am acces, am Android Auto, am climă, am ăsta care îmi dă cât de tare să meargă climatizarea pe auto. Așa. Și am opțiunile de scaune pe care mi le deschid din prima. Bun, vreau să văd camerele. Și ca să fac asta, facem treaba asta. În momentul ăsta, asta e camera față. Vedeți că noi ne învârtim aici la un event pe rondul nostru. Rezoluția la cameră este bună. Deci, arhi suficiente ca să parchezi cum vrei. Iar la posibilități de vizualizare, deci asta este camera față, mă rog, mai de detaliu, camera spate. Și din nou toate camerele. În momentul în care mă mut în mersul înapoi, evident, camera față se comută cu cea spate, deci se face transferul. Avem linii predictive, deci știm unde se duce mașina. Iar la setări, o chestie interesantă, clean rear camera, deci curățare cameră, n-am văzut-o pe asta, nu știam că o are. E prima oară când o văd, deci probabil că
aruncă niște apă la cameră acolo, o să vedem imediat. Și tonul. Mă rog, cât de tare să se aud. Iar aici, activare, dezactivare, ton. Foarte interesantă treaba asta, o să încerc să o și filmăm. Să vedem dacă spală, cum spală. Dar întâi o să facem o probă fără să punem camera acolo, că nu știu cum stropește. Să vedem întâi cum stropește. Să punem și o navigație. Întâi vă arăt tastatura ca să vedeți cum e și selectăm ăsta de aici, luăm o rută. Da, și să vedem ce opțiune ne interesează. Mă interesa să fiu sigur că am audio pe ea și nu știu cum fac chestia asta. Deci îi dăm rute și drive, da? Și aici unmuted, da? Și acum sigur, cum îmi place mie, o să o iau în direcția opusă. Și vedem ce ne zice navigația. Ce mă interesa să vedem și celelalte ipostaze. Da. After 800 meters, turn around when possible. Ea o să-mi ceară rerutare, dar eu de asta am vrut ca să îi auzim vocea mai des. Ce am observat foarte interesant și vă o să vă arăt și vouă, că dacă o las pe un display din ăsta unde nu am navigație, deci n-am nicio zonă de navigație, în momentul în care o să ajungem imediat, când ne va mai sugera să întoarcem, o să ne apară și aici o... Deci e foarte sofisticată mașina. Da, uitați. Deci cu toate că nu aveam meniu, de mi-a dat o notificare acolo. Am mai găsit aici o rută setată și o dăm și pe asta, care e în direcția noastră, dar în așa fel încât să vedem și cum arată și ne punem și pe ecranul mare cu ea. Pe ecranul, mă rog, navigația pe tot ecranul.
Mergem un pic noaptea cu E3008-ul. Și cum se zice, primul care ne iese în cale, un câine. Da. Nu l-am apostat, ca să zic așa. Foarte fină mașina în anumite aspecte, nu în toate din păcate, dar cum am spus mereu, e vorba mea preferată. Dacă toate mașinile, sau mă rog, dacă ar exista o mașină perfectă, toți am cumpărat-o pe aia, nu, restul ar fi pe margine și s-ar uita. Nu, fiecare mașină are puncte slabe, puncte forte și toți trebuie să înțelegem chestia asta, și noi care le prezentăm, și producătorii, și voi care sunteți interesați sau chiar le cumpărați. Ce mi-a plăcut mie foarte mult la acest Peugeot, în afară de masajul în scaune, îmi place interiorul, este realmente spectaculos și vreau să-l vedem acum noaptea, tocmai ca să putem să ne facem o impresie completă. E și greu să-l prezint pentru că are o grămadă de, să spunem, posibilități de a fi configurat. Nu o să pot să trec prin toate. Încet, încet, de-a lungul filmărilor, o să încerc să surprindem cât un moment cu tot ce se poate. Acum ați văzut cum s-a activat faza lungă. E foarte interesant. Nu e dintr-o dată. Deci pur și simplu are un efect, dacă vreți. Deci cam așa arată faza lungă. Avem o bicicletă pe dreapta. Sunt curios dacă face ceva sau nu. Nu mi se pare să facă. Și acum ar trebui să-și diminueze, pentru că în față am o mașină. Momentan văd că nu face nimic. O să vedem când intrăm în localitate. Cum spuneam, foarte fin rulează pentru pe un drum bun, deci când drumul are o suprafață corectă de asfalt, cum e cazul nostru acum. Dinamica este deosebită. Iată, acum și-a făcut închiderea fazei lungi. Ca să nu le lungim foarte mult, o să ne întoarcem, mai facem o tură cu luminile, ca să fim siguri că se văd bine. Pe urmă, o să ne uităm un pic la bord și la efectele astea de lumină pe care le are mașina. Și care o să încerc să vi le explic, că e o chestie foarte interesantă. Am avut impresia când am luat contact cu mașina că această lumină ambientală din spatele display-urilor, care e galbenă setată de noi în modul eco acum, am avut impresia că avem, nu știu câte sunt miile astea de puncte luminate din spate cumva, și mi s-a părut, am zis, mamă, ce chestie tare, dar nu este așa, o să vedeți imediat. Să vă schimb un pic, să ne bucurăm de o parte din versiunile de display disponibile. Da, ca să vedeți noaptea cam cum arată. Punem și un history de consum pe bord. Vedeți că o medie foarte bună a zilei de astăzi, ce am mers noi astăzi. Mai schimbăm pe display. Avem și parbriz încălzit. Mai punem încă o șmecherie pe display, anume harta completă. Asta va trebui să o filmăm oricum și cu o destinație, ca să vedeți ce frumos se vede. Și acum suntem pe fază scurtă, urmăriți cum se vede faza scurtă și imediat s-a activat faza lungă, care e setată pe automat. Dacă să-l salvez pe biciclist, a trebuit să fac eu o mișcare din semnalizatoare și urmărim din nou. Deci asta e faza lungă. Luminile sunt perfecte, nu ai ce să comentez la ea.
Și ce mă mai surprinde și o să vă surprindă dacă o să vă cumpărați. Și acum o dau fază scurtă ca să vedeți. Deci am 93 de km pe oră, nici nu realizez, ai impresia că ai 60, așa se simte. Și poți să mergi, deci faza lungă îți permite, o dau, faza scurtă îți permite să mergi cu 90 liniștit. Pentru mine e un etalon, dacă pot să merg cu 90 cu faza scurtă, atunci e reglată bine, mașina are lumini ca lumea. Dacă nu pot, e clar că ceva nu e în regulă. Folosim regenerarea ca să ne oprim și să ne întoarcem un pic să filmăm ce mai avem. Am pus și un Android Auto să-l vedeți rapid noaptea cam cum arată. Ce să vă mai arăt eu pe display, zona asta de climă, da? Deci climatizarea. Și sigur, remarcați eleganța. Este o mașină cu un interior extrem de elegant. Și o să schimbăm un pic și culorile astea pe loc și să filmăm farurile, stopurile din afara mașinii, că știu că nu le văd la nimeni chestiile astea și măcar să le știu că le am eu, dacă am nevoie vreodată să le găsesc. Bun, impresiile mele despre cum este iluminată mașina noaptea, da, impecabil, aș spune spre premium, da, deci cam asta este senzația. Discret, frumos, nu avem ce să comentăm, ce ne interesează să ne uităm în setări, să vedem ce posibilități de a ne juca cu luminile avem. Nu cred că suntem aici. Cred că la setări, deci în settings, customization, și aici putem să-i dăm mai multe chestii. O să vi le arăt. Deci avem culorile interiorului, screen color. Astea văd că nu. Deci avem următoarele posibilități. Probabil că o să le filmăm și ziua astea. Putem customiza informațiile de la display-ul din partea șoferului la modul ăsta. Deci probabil că poți să selectezi din astea, să ți le pui unde vrei. Mă rog, nu insist acum asupra lor. Și la touchscreen avem și aici 3 presetări și probabil că pot să și fac aici niște combinații. Deci n-am spațiu, zice el, dar probabil că pot să mai dilez din astea, să le șterg și diverse variante. Deci din punctul ăsta de vedere, extrem de customizabilă mașina, dar și dificil. Adică asta am observat la acest T3008, că e dificil să ții minte cum, probabil că, na, ca fiecare, dacă ar fi mașina mea, mi-aș pune-o cum îmi place, aș căuta prin astea, m-aș juca și aș rămâne așa și poate că mă plictisesc, mai le schimb. Dar în rest, ce, nu, e greu de ținut minte ce e pe aici, de ce ar fi astea, climatizarea, din ce văd eu, astea ar fi alea de climă. Navigația pe mijloc, aici ai la fel climatizarea, nu mai ai navigația, ai telefon, mirroring, setări și nu știu mai ce, plus mașinuța de la Energy, aici climă, ceasul, mă rog, variante, bun. Să zicem, hai să o lăsăm pe asta deocamdată, nu asta e important, îi dăm save să vedem procesul, ce se întâmplă. Da, deci cam asta a fost, la info aveam un QR code, nu ne interesează. Aici la screen color văd că e blocat, poate nu știu eu sau poate trebuie să fie altceva. Ideea e că avem interior color aici, de unde putem să schimbăm mai multe culori, dar nu o paletă din asta 48 și aici 400, nu. Avem niște culori, le vedeți aici, câteva, cred că 8 sunt, așa par să fie, și o să le schimb pe fiecare. Deci asta ar fi alb,
Când am luat mașina a venit cu un albastru, dar nu mai rețin care din ele. Parcă nu era ăsta, era unul mai încolo. Galbenul pe care l-am avut, cred că ăsta era albastru ăsta intens, așa. Un turcoaz sau ce e ăsta. Altă variantă de turcoaz. Adică ideea este că par să fie niște culori selectate pentru eleganță, să fie niște culori elegante. Și ăsta ar fi un auriu, cred că ăsta ultimul. Da? Frumos, interesant. Acum ce vreau să vă spun și să vă arăt, că probabil, adică probabil, n-am stat să mă uit, dar e clar, am văzut că așa se întâmplă. Avem o linie de asta de LED care vine la bază aici undeva, pentru că în momentul în care o acopăr, dacă vedeți, da? Deci când pun eu mâna aici se vede umbra, da? Adică modific. Deci practic suprafața asta care nouă ni se pare că este o lumină ambientală, este de fapt o suprafață de puncte reflectorizante iluminată de o bandă LED care este la bază. Asta ca să știți, dar efectul este cu adevărat interesant, spectaculos. Bun, deci eram aici la customization, aici nu putem să facem nimic sau nu mai văd eu ceva. Avem brightness, care sigur putem să facem o nebunie din asta. Asta e pentru display. Mă duc înapoi în setări. Și de aici pot să-i mai dau exterior animation și interior animation. Nu știu ce să astea, nu-mi dau seama exact. Mă interesa altceva. Să văd aici la brightness, da? Deci la brightness ce avem? Cockpit. Deci ăsta era ăla în care am fost, îl lăsăm la 8. Interior lighting mi-a stins astea, da? Le aprind, deci lumile ambientale. Și de aici pot să le setez. Cred că ele sunt, nu? Da, deci de aici se reglează nivelul luminilor ambientale. Lăsăm undeva la 4 să nu ne doară ochii și mai jos nu mai e nimic. Deci cam astea sunt setările de, cum să zic eu, de nuanță așa de. Dacă mai sunt altele, mai vedem pe parcurs. Ne ducem înapoi în home și vreau să mai vedem o chestie interesantă. Pentru asta o să folosesc schimbătorul, cum arată camerele noaptea, da? Deci cam așa, în atenție, în întuneric complet, dar cu faza lungă aprinsă, cu faza scurtă aprinsă, deci lumina este aprinsă. Deci cam asta vedem. Da, spatele, piciorul pe frână, fără picior pe frână. Fața. Și de jur împrejur din nou.